independente și libere. La pușcărie, Dragnea, și tu, și Olguța, și Olguțu! Nimic nu e de voi! Vă salut! Da, vă dau acte, nimic problemă. De ce sunt hoți? Păi luați și uitați-vă în istorie de 2 ani de zile încoa. Despre ce mai vorbim? Modificăm Constituție, modificăm legi, dăm ordonanțe, facem orice să scăpăm de pușcărie și proștii ăștia stau cu în piață degeaba. Da. Păi nu, că n-am înjurat nimic. Vă rog să mă sătiți și pe mine. Vă sătiți cum a de ce-l ridicați? Nu mă ridică, de mă, ce, nu mă de ce luați aici? Că suntem să obișnuiți cu treaba asta, ce trebuie. Dar de ce nu luați? De ce să mă ia, doamnă, că sunt anti-PSD, de ce? Pentru că nu vedeți că nu-i nimic despre voi, e doar despre ei. E doar despre ei, nimic despre voi. O să vă arăt ce cam pe măselele mele din gură când o să-i dea legile. Nu o să mai fie nimic de voi. O să fiți nimeni. Mergeți acasă, că dacă lipsiți, îi concediați. Doamne, nu-i problemă. Nu, cu ei au dreptul, la opinie are și el! Nu face că-și face meseria, ce-i cu el? Se pare că e un abuz. Nu e niciun abuz! Nu e, mă, niciun abuz, am plecat singur, mă! Că mă discut eu cu omul, că mă știe că nu sunt scandalagiu! Doar că nu vă mai suport! Nu înțeleg pentru ce m-au trebuit să țineți pe ăștia, că nu e nimic despre voi! Dacă mă vedeți vreunul în direct, e numai despre ei și despre hoțiile lor. Când își vor da ordonanțele și vor scăpa de pușcărie, voi o să fiți măsele stricate toți. Și eu m-am săturat să muncesc în fiecare zi, să plătesc taxe și impozite, să țin salariile cui? Ale lor? Pensiile lor? Copilul meu are 84 de lei după 50.000 de ani pe alocație și au pensie specială.